să iubești și să visezi. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată. Noștri și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Opriți timpul! Ca de fiecare dată le mulțumesc balerinilor de la Juno Dance pentru momentul coreografic semnat de către Silviu Popa. Aplauze! Stimați prieteni, protagonistul care va opri timpul alături de mine și de dumneavoastră astăzi este un foarte drag prieten de-al nostru. Un compozitor și un interpret înzestrat cu o sensibilitate aparte. El se autocaracterizează ca fiind un om simplu, dar pentru noi și pentru marele public el rămâne un visător, un romantic incurabil, care a reușit să înscrie pe portativul muzicii românești piese care fac parte din identitatea muzicală românească. Dacă ar fi să vă amintesc titluri ca Sus în deal e o casă, O lume minunată, Un zâmbet, o floare, Iubiți și câinii vagabonzi, v-ați da cu siguranță seama că vorbesc despre un iubit al publicului. Îmi face mare plăcere astăzi să-l invit în aplauzele dumneavoastră pe Mihai Constantinescu și alături de el partenera sa de viață, Simona Secrier. Bună ziua! Bună ziua! Să rămână bună ziua! Bine ai venit, Mihai! Bine ai venit, Simona! Să fiu mai înaltă, așa. Am invidiat tot timpul că ești înaltă e, și bun, frumoasă. Eu dacă mă dau jos de pe pantofi, știi cum mă apropii de înălțimea ta? Imediat. Imediat. Simona, bine ai venit. O să bine stăm imediat găsit. De vorbă. Am să te rog să iei loc. Da, mulțumesc. Așa. Mihaiță, mă bucur să te văd în platoul emisiunii Opriți timpul în calitate de protagonist principal. Mulțumesc tare mult. Așa, și înainte e să... E o bucurie și o onoare pentru mine. Îmi face mare plăcere. Acum mă gândeam la niște amintiri foarte vechi, dar poate o să le vorbim. Noi. Sigur că o să le vorbim, Doamne! Știi ce rugăminte am înainte de a ne așeza și ne-a depăna și de a invita, bineînțeles, pe prietenii noștri, pe prietenii pe care i-ai invitat? Te-aș invita aici, în mijlocul platoului, să începem cu un cântec. Acolo mă duc. Acolo. Ce cu minte ești! Da. Mihai Constantinescu! Marginea pădurii, o clipă m-am oprit, să ascult cum cântă vântul prin frunzișul veștejit. Pădure, tu, cu anii tăi, învață-mă, te rog, hai
mai spune dacă o întâlnesc, cum să-i dăruiesc. Un zâmbet, o floare, o rază de soare, un zgomot de aripă, un cântec de-o clipă, iubirea ca marea, nisipul și zara. O inimă plină de dor și lumină. Cu apă rece la tine s-au oprit atâtea generații, de aceea am venit să șer și apă și de-i vrea. Învață-mă, te rog, hai spune-mi dacă o întâlnesc, cum să-i dă. O rază de soare, un zgomot de aripă, un cântec de-o clipă, iubirea ca marea, nisipul și zara. Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumim, Iuna Dance! Mulțumim frumos! Bravo, Mihaiță! Am să te rog să iei loc lângă mine, lângă fotoliu roșu. Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag, lângă tine iau loc oricând cu drag. Așa, domnilor și domnilor, iată vă prezentăm astăzi un nou produs al unei noi firme românești din Oradea, se numește Tresilvania. Mai multe produse ale acestei firme puteți admira pe site-ul www.tresilvania.ro. Frumoasă și comodă canapea. Este vorba de o canapea confortabilă și frumoasă. Aveți ocazia să vă alegeți pentru apartamentele sau casele dumneavoastră. Vă doresc succes! Și acum hai să povestim puțin. Veneai, uitam la tine și îmi dădeam seama cât ești de elegant. Vai, ce înseamnă un cavaler. Nu, serios. Și mulțumesc de frumos. Mai devreme am întrebat-o ce arăți face. Arăți splendid. De cuvântul frumos, onoare. Ceea ce merită să ne spunem din când în când, dacă într-adevăr este real și adevărat. Nu sunt așa complimente în vânt. Mersi. Eu frumos. Nu mi-aș permit să-ți fac ție complimente în vânt, pentru că ne știm de prea multă vreme. Știi de când te știu, Corina? Știi de când te știu? Cred că de când lucram amândoi cu Titus Munteanu la începutul carierei. Nu. Nu. Tu nu mai ții minte, erai elevă în clasa A8-a, iar eu eram elev în clasa A7.
10. Și ne-am întâlnit la un ceai, cum se făcea pe vremuri, la o familie pe strada Ștefan Furtună, unde eu locuiam. Familia se numea Solcănescu. Bine, nu mai există... Extraordinar, dar era diriginta numai... mea de la școală. Cine? Doamna Solcănescu. Doamna Solcănescu. Da. Eu te-am cunoscut pe tine acolo nu pentru prima oară. Extraordinar, chiar. Nu ți-am făcut o surpriză? Mare! Ea nu-și aduce aminte, pentru că eu îmi aduc aminte că era foarte frumoasă și mai avea ceva în plus, Corina. Era foarte așa, foarte înțepată. Nu, dar erai foarte frumoasă și foarte drăguță și foarte țecoasă. Acum îmi spui. Măi, toți invitații mei îmi spun după 50 de ani, vai ce frumoasă erai. Dar nu sunt 50 de ani, îmi pare rău, Corina. Sunt 60. Sunt total dezamăgit. Nu sunt 60. Bine că nu sunt 70. Hai, trebuie să glumim un pic. Normal, mă bucur din suflet. Vârsta e o cifră, sufletul contează. Bravo. Și cifrele lui Mihai nu-i plac. Nu-mi plac. Să știi că faci bine. Jur nici mie nu-mi plac, mai ales că nici nu. Eu cu aritmetica. Eu am avut o singură dată o greșeală apropo de matematică. La matematică nu prea eram bun, dar culmea, când am intrat la o facultate la care probabil n-aș fi vrut să intru, adică eu am vrut să dau la comerțul exterior, da? Pentru că știam franceză, știam germană, dar cu două săptămâni înainte am primit un refuz, pentru că tata fiind fost colonel. Aveai origine nesănătoasă. Erau cu origine total nesănătoasă și am primit pliculețul că nu e voie. Și atunci m-am trezit că am dat la finanțe bănci. Ce să caut eu la finanțe bănci? Doamne, m-am speriat după 3 zile. I-am spus lui mama, eu nu mă mai duc la facultatea. Te intrasem cu bursă. Am luat la matematică 10, nedorindu-mi să primesc ecuație logaritmică și ecuație trigonometrică. Și asta am tras și l-am făcut de 10 pe amândouă. De fric. Da, pe cuvânt de onoare. Pentru că am intrat deja în subiectul amintirilor, vedem o fotografie absolut superbă cu părinții tăi. Da, dragii de ei. Da. Da, sunt artiști, sunt doi artiști. Pe cuvânt de onoare. Tatăl tău aici era în uniformă de... Cred că era capitan atunci. Capitan. El a ajuns colonel târziu. Da, trebuia să-l facă general, dar tot din cauza originii. Ce armă? La ce armă era? La cea mai tare armă, vânător de munte. Oh. Considerată o armă de elită. Și uite un bobocel aici mic. Vai, ce drăguț ești. Cât aveai? Până într-un an, cred că. Da, aveai 7 luni. Cam așa ceva. Vai, ce drăguț. Și mâna aceea care mă susținea pe gardul ăla era mama. Normal. Absolut normal. Dar ce vesel eram, doar. Dar cum să nu fii? Și ce picioușe aveam. Și ciorăpei sunt. Absolut adorabil. Și te-ai retras de la comerț ca să... Pentru că tu, de fapt, ai făcut o facultate sportivă, da, pe care ai absolvit-o cu brio, dar n-ai urmat-o niciodată. Da, atâta, doar practica pedagogică. Am făcut-o la Liceul Sfântul Sava, după care muzica m-a preluat, m-a condus și m-am dedicat. Normal. Pentru că am descoperit ceva ce n-am crezut niciodată că pot să fac. Să compun cântece și să scriu texte. Ia, și mi-a plăcut atât de mult. Acolo eram noi trei, ce, prima serios? Oară la fotograf. Mie nu-mi plăcea că tata mă făcea cu cărare într-o parte. Și tu cum ai fi vrut? Nu știu, altfel. Mai ciufulit? Nu știu, poate da. Da, regică, îmi spunea că sunt regică. Regică. Ești regică și ești frumos așa. Regică? Regică, nu știu de unde venise ideea asta cu regică, cu să fiu cu cărare într-o parte. Nu știu, așa îmi spunea el. Sormea era haioasă, veselă și eram supărat, disperat că nu-mi plăcea că mă făcuse și cu o puțină apă, știi? Ca să stea. Adică era... Da, într-adevăr, și eu am poze cu mama cu genul ăla de coafură, așa se purta, cu guleraș. Hai să ne întoarcem la amintiri un pic. Când ai cântat prima oară? Unde? Prima oară m-a dus, dacă nu mă înșel, mama la, sau tata, cred că mama m-a dus la corul de copii radio, unde am intrat și țin minte că la vremea aceea marele dirijor Ion Vanica m-a trecut la vocea a doua. Dar eram exact lângă vocea întâia. Și niciodată nu cântam vocea a doua, cântam doar vocea întâia, pentru care aia era melodia. Și odată i s-a părut lui că eu am vorbit puțin mai mult și m-a ridicat în picioare. Te rog frumos să cânți vocea, să-ți cânți vocea.
Și eu am cântat, bineînțeles, vocea întâia. Și mi-a spus pe un ton, n-am să-l uit în viața mea, m-am roșit de sus până jos și am simțit că mă topesc. Ai cântat fără pic de sare și piper. Stai jos! Da. Adică ești degeaba la vocea a doua, că tu cânti altceva. Hai să spun cum era la mine. Eu eram la școala de muzică, la cor. Și m-a mutat domnul Romașcanu, Dumnezeu să-l odihnească, de la vocea întâi la a doua, de la a doua la a treia și de la a treia la a doua înapoi. Și îmi spunea, dragă, am o rugăminte, te rog să taci și eu te trec prezentă. Dar de ce, domn profesor? Pentru că la orice voce te pun, te aud. Adică eu nu mă omogenizam cu... Probabil da. Cântam mai tare, eu știu, vreau să ies în evidență. Da, oricum și când vorbești ai o voce atât de, de da, mă, bine. Da, aveam 8 ani, aveam 7-8 ani, 9 ani. Nu contează. Te-ai născut cu vocea asta da, și da, eu m-am da. Născut cu vocea asta. Deși eu m-am simțit foarte prost la cor, așa că sunt închit. Da. Când ai început serios să cânti? Păi, serios să cânt am început pe la... prin școală. Aveam un băiat care cânta bine la pian. Binișor, așa. Eu băteam într-un scaun, eram toboșar. Percuție serioasă. Și cântam o grămadă de piese de la vremea respectivă. Care era preferata ta? O Carol. Da? Corina, Corina. Corina, Corina. Așa le și dansam. Și după aia, când s-a terminat școala, aveam un coleg de un vecin de stradă, Dragoș Vasiliu, deci care a fost chitarist la formația Mondial. Apoi am descoperit un băiat de la Politehnică, Filip Merca, care cânta la bas. Apoi la tobă era un băiat care era la Politehnică, Florin Dumitru, dacă nu mă înșel, și cu țeava eu. Și unde repetați? Repetam la Politehnică, unde erau fostele grajduri regale, sus, unde astăzi este Facultatea de Educație Fizică și Sport, adică UNEFSU. Uite, vedem și niște poze. Ce frumos era! Vai. Gropiță, da. Buclișoare. Auzi, nu te vâna poliția pe stradă să te tundă? Făceam tot ce puteam ca să mă ascund. Da. Așa, mi-a plăcut. Asta e poză mai de acte, mai de... Da, asta e o poză de la fabrică de la Reghin. Cu chitările. Frumoasă, cu chitările. Era o atmosferă foarte frumoasă când mergeam acolo. Toată lumea mi-a arătat instrumente de toate și asta este o poză făcută în 1979 în DDR, la un festival Cântecele Mării. Îmi scapă orașul. Îți aduci tu aminte? Îmi aduc aminte. În orice caz eram tare frumos. Și eram îmbrăcat în alb și m-am comparat cu... știu ce am cântat, un zâmbet o floare. Cu orchestrația veche, pentru că văd că aici ai venit cu un remix. Da. Cu orchestrația veche, cu vior, cu multe viori. Nu știu nici măcar cum am cântat bine, nu știu. În română? În română ai cântat? Da, în română. Da? Ok. Eu, dacă îmi dai voie, vreau să o întreb și pe Simona ce mai te face. Te rog frumos, am terminat. Mă retrag. Spre sfârșitul scrisorii. Spre sfârșitul. Simona, bine ai venit. Bine te-am Simona găsit. A făcut parte din trupa Etno, dar acum, deja de o bună bucată de vreme, cântă solo. Da. Și bineînțeles se bucură de compozițiile lui Mihai Constantinescu, bănuiesc printre alte piese. Eu îți propun să te auzim cântând, ca să avem după aia de ce să te criticăm. Da. Corect. La Fântâna Dorului, o piesă compusă bineînțeles de Mihai. Mie îmi place foarte mult, cred că tu o știi piesa. Da, sigur că da. Și Mihai. Dar vreau să o știe toată lumea. O să o știe acum, dacă n-am aflat-o până acum. Așa. Simona Secrier. Stai
Opa! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Ce bine, ce bine să ai o pisicuță. Hai. Ce tonalitate e tu drăguță. Dacă noi avem minte, Corina. Eu fiind absolut îndrăgostită de Mihai Constantinescu, de copil, Corina, am spus asta în foarte multe situații. Plângeam. Recunosc că a spus-o. Că îmi doresc atunci când mă voi face mare să mă mărit cu Mihai Constantinescu. Mama ei mi-a spus așa: Mihai, dacă vrei să o iei, ia-o! O să trecem la următoarea invitată a lui Mihai Constantinescu. Ei au început colaborarea pe vremea când ea era la început de drum. Și de atunci au rămas prieteni. Am să mă opresc cu prezentarea aici și las să vorbească mai multe următorul scurt material pe care o să rog regia să-l difuzeze. Ce mișto e! Zi! Da, suntem la mare și ne jucăm de-a copii. Ea e pisicuța, eu sunt cotoiul. Zi! Și asta este situația. Și te-am iubit și te iubesc ca un nebun. Dar cântă puțin! Ce bine, ce bine să ai o pisicuță. Hai. Ce tonalitate când tu drăguță. Ce bine, ce bine să ai o pisicuță. O prietenă bună și foarte drăguță. Ce bine, ce bine să ai o pisicuță. O prietenă bună și foarte drăguță. Eu nu recunosc invitata, dar eu da, că, eu da? Da. Ia spunem, pe cine prezentăm? Anca Țârcașiu să vină. Oh! O splendoare de fată. Dacă noi avem minte, Corina, cum ce bine pare, te pup, Ancuța. Jucăm după atâția ani de zile. Te pup. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Dacă nu ne-am jucat, am îmbătrânit, nu-i așa? Așa este. Vai, scumpa mea, dar ce drăguță ești. Mă bucur că-ți place. Vai, am zis să vin așa ca o fetiță atunci mi când l-am cunoscut pe Mihai, stai acum 30 de ani. Eu zic așa, să luăm loc, te rog să stai da, lângă Simona. Mulțumesc. Așa, te rog frumos. Uite, vreau să spun ceva, într-un spre am așezat jos. Doamne, de ce nu face nimeni și pentru băieți pantofi puțin mai înăltuți? Știi că în anii 70 ceva da, se purtau. Da, se purtau pantofi bărbătești cu toc ghete italienești. Și cu platformă, așa. Și cu platformă și cu toc puțin mai înăltuți. Dar Mihai, cred că a avut așa ceva. Nu, am avut când am fost în Cuba și am trecut prin Madrid, mi-am cumpărat o pereche de ghetuțe senzaționale. Cu toculeț, a? Cu toculeț, cam așa. Doamne, cât erau de frumoase. Vai, și erau dintr-o piele moale, mi-aduc foarte bine senzație. Aminte. Senzație! Da, Mihai, cât timp a fost un dichisit, un aranjat, e, un parfumat, normal. Un elegant. Ai pisii, ba da. Erai pisii acolo. Așa, așa l-am cunoscut eu în urmă cu 30 de ani, în 1986. Anul acesta se împlinesc pentru că el m-a solicitat să merg într-un turneu alături de el prin toată țara și atunci ne-am cunoscut mai bine. Au fost primele mele, cum să spun, trăiri și bucuria întâlnirii cu un așa mare artist, eu fiind absolut îndrăgostită de Mihai Constantinescu, de copil, Corina, am spus asta în foarte multe situații, cum eram eu micuță și cântam cântecele lui prin casă și plângeam. Recunosc că a spus-o că, de mai multe ori. Da, îmi doresc atunci când mă voi face mare să mă mărit cu Mihai Constantinescu. Și păi să dăm o știre. Da. Ei, lucrul acesta nu s-a întâmplat, dar nu asta era relevant, ci faptul că eu reușeam să petrec timp alături de el și să învăț atât de multe de la el. Pentru că noi, generația mai tânără puțin, atunci când mergeam cu voi în turneu, intram la începutul spectacolului și după ce terminam recitalul de cântat, mergeam în spatele sălii și vă priveam
aveam și eram așa ca niște bureți care încercam să furăm tot ce se poate din talentul și meseria pe care voi o stăpâneați cu atâta La fel am făcut bucurie. Și noi la rândul nostru, da. Cu cei mai mari ca noi. Minunat, minunat. Așa se învață o meserie, se fură sau se admiră sau... Da, se fură în sensul frumos, evident. Bine. Cert este că viața ne-a purtat foarte mult împreună. Cred că avem mii de spectacole în viața asta. Împreună am împărțit scena de mii de ori. Vreau să-i aduc aminte ceva Ancuței. Da. Cum ți-am adus și ție aminte ceva. Dacă mai și aduce aminte, când trăia mama ei drăguță și fiind la ea în vizită, da, mama ei mi-a spus așa, apropo de turneu și de să mergem prin turneu prin țară: Mihai, dacă vrei să o iei, ia-o! Ce drăguț! Da, mai țin minte? Pe, nu mai țin minte. Era sigură că sunt pe mâini bune. Asta da, e da, foarte dacă clar. Dacă vrei să o iei, ia-o, ți-o dau. Și apoi, în anii 90, a început emisiunea de la TVR produsă de Liana Sândulescu, emisiunea Badaba Nu, emisiune extrem de longevivă, pe care noi doi am prezentat-o împreună. Am fost și partener de platou de televiziune ani de zile și în ultimii ani suntem tot mai des împreună, vara, la mare, acolo unde seară de seară îi bucurăm pe cei care vin să petreacă vacanțe frumoase la malul mării. Așa că viața mea este legată de Mihai de când mă știu și mai nou și de minunata Simona, care e un om cu totul și cu totul special, și pe Simona o cunosc de mult, am și fost într-un turneu frumos împreună. Așa că... Acum povestesc și eu, eram foarte, foarte micuță și mă uitam la Anca așa cu admirație, era foarte frumoasă. Da, așa că o înțeleg pe mama ei de ce spunea ea. Iau! Așa încât n-am rezistat invitației, am răspuns foarte prompt atunci când a fost vorba de această emisiune și de dragul tău, Corina, în mod special, pentru că de fiecare dată vin cu mare bucurie. Mulțumesc, Anca. Și de dragul prietenului meu bun de o viață, Mihai Constantinescu. Te iubesc mult de tot. Să rămână și eu. Uite, dacă tot ați dat materialul ăsta cu joaca noastră din culise de astă vară, aceasta este de fapt natura noastră. Acolo n-a fost o prefăcătorie. Acolo a fost un selfie filmat de mine, ad hoc, fără să ne prefacem, fără să ne prostim, cu toate Într-o că pare tonalitate o prosteală, imposibilă mie, după care posibilă, a fost imposibilă și pentru mine. Dar nu contează, contează joaca. Contează starea, contează atmosfera, contează ce simți și cum ești, pentru că asta ne-a legat tot timpul și am știut să ne spunem și lucruri, am știut să fim și prieteni, am știut să ne ajutăm. Uite, mi-a venit în clipă când eram la machiaj o amintire foarte frumoasă, atunci când am avut eu emisiunea și ai fost tu invitat, ți-am dat un mesaj, tu fiind încă acasă, te rog, vino, adu-mi ceva de mâncare de pe drum, pentru că nu mi-am adus mâncare suficientă la mine. Și Mihai a venit cu o supă făcută de el cu o seară în urmă, ții minte că mi-a adus... Și foarte bună. Și foarte bună, da. Adică gesturi de genul ăsta care leagă niște oameni prieteni cu adevărat. Cu adevărat. Mai mult decât atât, din fericire tu ai venit să cânți o piesă a lui Mihai Constantinescu. Păi n-am avut cum, o piesă pe care n-am cântat-o de foarte multă vreme, o piesă scrisă în 1987 pentru festivalul Tinereții de la Costinești, da, îți mai aduce aminte, da, cu care noi am luat premiu atunci. Da, da. Deci noi am luat premiul întâi cu piesa asta, pe care eu am reorchestrat-o cu Adi Ordean prin anii 90. O piesă foarte ritmată și foarte drăguță, se numește Te invit să dansăm. În cazul ăsta te rog, Ancuța, să ne inviți să dansăm și să poftești în mijlocul Abia platoului. Aștept. De vreau să văd cum ai să dansezi. Așa. Cu fusta asta care e absolut superbă. Mulțumesc. Ca o păpușică. Ca o păpușică. Anca Țurcășiu. Mereu, la bine și la greu, purtăm.
Țurcașiu. Mulțumesc frumos, Ancuța. Ai văzut că mi-am găsit și un partener. Am văzut, am văzut ce partener elegant. Charmant, cu cravata roșie. Bine. Am vrut să-l prind așa de cravată, să-l trag, dar m-am gândit că e prea mult. Mulțumesc frumos, Ancuța. Pentru că Mihai a absolvit IEFS-ul, se chema pe vremuri. Da, IEFS-ul, da, și profesor. Cum se numește un IEFS. Da. Vreau să te întreb dacă te uiți la sport, la olimpiade, la... Abia l-aștept. Vreau să spun ceva, mi se par niște lucruri absolut senzaționale. Îmi place foarte mult atletismul și gimnastica, culmea și halterele deja au început să-mi placă. Bine, fotbalul îl mai vedem normal, mai de zi cu zi. Da. Dar astea sunt niște probe uluitoare care țin nici mai mult, nici mai puțin decât de propria-ți măestrie, de munca ta și de dorința ta de a fi pe cel mai înalt catarg, da? Să fii exact acolo sus. Și sunt niște sporturi teribil de grele, pentru că înainte de toate trebuie să te lupți cu tine, fiecare centimetru la înălțime, fiecare, știu eu, deja acum nu mai discutăm de secunde, vorbim de zecimi de secunde. Extraordinar. Este absolut uluitor. Și mă uit pur și simplu fascinat de acești oameni care își depășesc de mult condiția lor. Condiția lor, da. La ce aveai tu predilecție în facultate? La ce aparat sau disciplină? Eu de exemplu, când eram la ICEF, sau când erau primele ore, de exemplu, 2 ore de gimnastică, eram cel care trebuia să arăt colegilor mei ce trebuie să facem. Așa. Și spunea, treci la bară, treci la paralele, fă asta, fă asta, fă asta. Și executam chiar foarte bine. Dar acum trebuie să spun un mare secret. În perioada aia, eu cântam cu trupa în care era Marius Seicu, Magdin, Petrică și trupa noastră era Dixie 67, așa se numea. Și noi, ca studenții, e drept, mai întârziați noaptea. Nu, câștigam de la 9, cântam de la 9 la 4. Da. Deci dacă eu la ora 8 trebuia să fiu pe aparat, îți dai seama, veneam acasă pe la 4 jumate. Dimineața. Și n-am să uit niciodată, mă duceam în beci, că mama punea niște castraveți foarte buni și mâncam pâine cu castraveți murați. Eram foarte fericit. Credeți-mă. N-aveai altceva sau era pasiunea ta? Asta era la pasiunea momentul lui și acum. Da. Acum îmi plac castraveții murați, gogoșarii murați. Da. Mai aveam un prieten, da, aia care se pun la început de, după vară. Aia bune, aia, proaspeți. Gogoșari cu miere. Aoleu, și cu mi-e foame, lasă-mă. Dar nu de asta că n-aveam, dar cine să-mi facă mie la ora 4 jumătate de mâncare? Două oțile. Erau bun castraveți. Erau foarte buni. Da. Și mai dormeam 2 ore și la treabă. Apropo, dar fiindcă vorbeam de murături... Și să știi ceva... Da, te rog. Îmi pare rău că nu l-am adus, dar poate altă dată. Am scris cel mai frumos imn vreodată în viața mea pentru un EFS. Nu frumos, senzațional. Muzical? Muzical, da. Și nu l-ai? Nu l-am la mine. Uite, cu prima ocazie promiți că l-aduci. Jur, l-aduc și am fost fericit că de curând i s-a decernat marelui campion mondial și olimpic Ivan Pațaichin titlul de doctor honoris causa și am avut lângă mine numai campion mondial și olimpici. Am fost absolut onorat, profesori și oameni de mare seamă din lumea sportului și la final eu am cântat imnul. Crede-mă că am fost atât de emoționat să-i văd pe toți în picioare și bătând din palme la acest Bine. Timp care e super. E o promisiune. Jur că vin. E prea frumos. Și te-am iubit și te iubesc ca un nebun. Aș vrea să știu părerea ta, să mai insist vorba. Și eu sunt un pic de compozitoare și vă asigur că a scrie un cântec simplu, e foarte greu. Corect. Dacă să scrii 2 note care să lovească exact acolo unde trebuie, este cel mai greu lucru. Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Noi știm care e piesa preferată Ancăi din repertoriul tău. Ancuța. Este piesa Și te-am iubit. Da.
Și a venit momentul să-i faci și tu ei o dedicație și Simonei. Și o declarație. Și mie. Și uite, ai trei fete aici. Da, da, te rog, și mie Simonei și dumneavoastră tuturor. Și te-am așa iubit că... și te iubesc ca un nebun. Mihai Constantinescu. Stau lângă tine, simt că mi-e bine. Aș vrea să nu ne despărțim. Ce-o fi iubirea, cât e de mare, e ascunsă uneori într-o floare. Stau lângă tine, simt că mi-e bine. Aș vrea să nu ne despărțim. Ce-o fi iubire, cât e de mare, e ascunsă uneori într-o floare. Și te-am iubit și te iubesc ca un nebun. Cu tine mă trezesc în zori, cu gândul printre nori. Și te-am iubit și te iubesc ca un nebun. Aș vrea să știu părerea ta, să mai insist vorba. Cu dor și speranță, plecăm în vacanță. Întoarcem acasă, ești mai frumoasă. Mă bucur să te văd cum zâmbești. Și te-am iubit și te iubesc ca un nebun. Cu tine mă trezesc în zori, cu gândul printre nori. Și te-am iubit și te iubesc ca un nebun. Aș vrea să știu Mulțumesc, Mihăiță! Mulțumesc! Așa mulțumesc. Să dea Dumnezeu! Mulțumesc să și ne eu. Iubești în continuare ca un nebun, pentru cu siguranță. Că și eu. Cu siguranță. Toate admiratoarele tale te iubesc, așa că merităm și noi să fim iubite. Na. Și de ce nu? Și de ce nu? Nu, nu, desigur că da. Stimați prieteni, Mihai este cu adevărat un compozitor talentat, în sensul că a compune o melodie complicată e foarte ușor. Și nu spun prostii. Și eu sunt un pic de compozitoare și vă asigur că a scrie un cântec simplu e foarte greu. Pentru că așa complicat zici, mama, am făcut o construcție, nu înțelege nimeni, uite ce genial sunt. Am dreptate? Corect. Dacă să scrii două note care să lovească exact acolo unde trebuie, este cel mai greu lucru. Cu ani în urmă l-am auzit pe Mihai, noi am făcut foarte multe turnee împreună și am avut mare succes. Am lucrat și amândoi, și cu Mirabela, și fără Mirabela, și cu orchestră. Și totdeauna ne-a mers foarte bine. Și într-o seară l-aud pe Mihai la un concert, cântând o piesă, voce și chitară.
Un fel de unplugged, dar pe vremea nu se chema unplugged. Da, nu, mă rog. Așa, mai simplu. Așa. Și eu îmi zic foarte frumos cântec, îi spun lui Mihai, zic, măi, îmi dai și mie cântecul ăsta să-l cânt. Zic, eu cred că fac o treabă bună cu el. Cum să nu? El foarte drăguț. Mă duc eu, l-am învățat imediat, mă duc acasă, îl cânt la pian și îl sun, zic, Mihai, vreau să plec cu piesa asta la un concurs în Redegen. Să explicăm. Stai puțin. Germania, pe vremuri, era împărțită în două. Asta pentru ei mici, dacă se uită la televizor. Vai cum sună asta, Corina. Așa e? Vai cum sună asta. Da, eu am voie să zic că... Pe dar era așa. Da, deci Germania răsăriteană era comunistă, ailaltă era, mă rog... Occidentală. Occidentală. Bun. Și eu plecam în Germania Democrată. Ai drept să Mihai plecă. Zice, da. Mihai zice, stai că am și text nemțesc. Opa! Bun. Și vreau să spun acum ceva care nu cred că știi. Impresarul de atunci pentru țările de est al festivalului de la Dresda venea din când în când la București să găsească soliști pentru barurile și spectacolele de seară din orașele mari ale Berlinului. Și m-a sunat, eu am anunțat că vreau să viu cu piesa asta și a venit pe la mine să o asculte. Și eu am cântat-o la pian acasă, erau părinții mei acasă. N-am să uit când am terminat de cântat piesa, eu tot îi explicam că pe urmă mai intră și orchestra și corul și ăia. Și el la urmă zice, să pregătim deja diploma? Ce super, super. Da. E, asta n-am știut-o, recunosc. Așa, e, uite, ai văzut, contra secret, contra secret. Așa, noi, pentru ca să fie mai onorantă emisiunea ta, da. Cu ajutorul și cu complicitatea Ralucăi și a echipei, am făcut un colaj, pentru că eu piesa asta am cântat-o mult în străinătate și am avut mare succes cu ea. Am avut mai mare succes în străinătate decât în România. Acolo s-a lipit ea mai bine. Și am făcut un colaj din două orașe și emisiuni diferite unde am cântat-o. La Bratislava și la Dresda. Și îmi face o mare plăcere să mă revăd la 26-27 de ani și să mă vedeți și dumneavoastră cu o piesă a lui Mihai Constantinescu cântată în străinătate. Materialul, vă rog. Super! Vor zwei Jahren gehörte sie zu den Preisträgern unseres Festivals. Und ihr Lied von damals ist auch heute noch nicht vergessen. Einmal träumte ich. Und sie singt es gern für uns heute Abend noch einmal. Corinna Kiriak. Ich glaube nicht an Träume so sehr. Ich hoffe, such, doch hoffe ich eines Tages nur dich zu sehen. Mein Problem ist ein Aufgang, wenn wir uns wiedersehen. Ich träumte
niciodată, și ca niciodată am fost fericit, am fost fericit pentru prima oară, pentru prima oară tu mi-ai zâmbit. Zonne sank ins Meer. Und als ich erwachte, fand ich dich nicht mehr. O frumusețe de cântec, o frumusețe de melodie și sigur că m-am emoționat și eu și Mihai și vreau să-ți mai fac un compliment indirect. În 1986 sau 7 aveam spectacol la Sibiu și mi-a spus directorul Casei de Cultura Sindicatelor din Sibiu, cu care lucram de două ori pe an și destul de intensiv, domnul Olteanu, mi-a spus, zice, să știi că în sală se mai află încă o rundă de sași care pleacă definitiv din țară. Plecau atunci pe capete, sași, secui și așa mai departe. Ne mai vorbim de evrei, armeni, toată lumea pleca. Mă rog, nu asta am vrut să spun. Și la un moment dat, sigur, pe vremea aia se cânta cu orchestră. Cât de mică, cât de amărâtă, noi avem o orchestră pe scenă. Asta era. Și eu m-am așezat la pian, ca și Mihai... Mă descurc un pic cu germana, chiar am avut un producător care îmi spunea că pronunț foarte bine. În fine. Excelent. Da, excelent. Da, incredibil, incredibil. Ultima strofă spunea, zorii s-au ivit, eu m-am trezit din vis și nu te-am mai găsit. Am început piesa în limba română și la sfârșit, ultima strofă aia care a fost și aici pe rar, am zis-o în germană. Zic, domne, ce o să mi se întâmple? Așa, dar n-am făcut nicio explicație. Și am spus în germană, der Traum geht zu Ende, asta pentru știe cine știe, deci visul s-a terminat, die Sonne sank ins Meer, soarele răsare cade în mare, und als ich erwachte, și atunci când eu mă trezesc, fand ich dich nicht mehr. Nu te mai găsesc. Nu te-am mai găsit. Te-am mai găsit. S-a făcut liniște în sală, lumea nu știa dacă se aplaude sau nu, iar eu mi-am permis, cu un curaj isteric, cu mâinile pe orgă, să spun: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen gute Reise. Adică, doamnelor și domnilor, vă doresc drum bun. S-a făcut un moment de tăcere absolută în sală. Lumea n-a știut dacă se aplaude sau nu, pentru că era clar că eu le spun la revedere că emigrați din România. Eu m-am ridicat de la orgă, zic, și acum să trecem la următoarea piesă. În momentul ăla au izbucnit aplauzele, lumea plângea în sală, eu afară, m-am făcut că fac un bis. Asta n-am apucat să-ți povestesc niciodată. Apropo, da, de am visat odată. Da, da, da. La asta poate să servească câteodată o muzică splendidă. Să rămână, mulțumesc tare mult. Și acum vreau să ieșim din momentul ăsta de emoție care mi-a făcut mare plăcere. E bine să fim emoționați. Așa este. E bine. Așa este. Și am să mă bucur foarte mult să-l revedem împreună pe următorul invitat, Mihăiță. Te rog frumos. Așa. Să-l așteptăm și să-l întâmpinăm aici la scări. Un invitat pe care Mihai îl cunoaște de când era copil, eu îi cunosc părinții și îl apreciem împreună. E vorba de un solist, compozitor și producător muzical român din generația ceva mai tânără, al cărui talent a depășit de mult granițele României. Eu mă bucur ori de câte ori am ocazia să-l revăd și îl aplaudăm împreună pe Cheo! Cheo!
Bine v-am găsit! Noi scurpete de copii! Bine v-am găsit! Wow, ce prezentare! Simona. Bună. Trebuie să spun că și eu m-am emoționat, să știi, eram backstage. Hai să ne așezăm, hai să ne așezăm okay, ca să vorbim, că e prea frumos momentul. Acolo. Stai lângă Ancuța, te rog, Mihai. Bine ai venit, ce ziceai? Foarte frumoasă piesa, da, la pian. Da. Felicitări, deci eram backstage și chiar mi-ar plăcea ca muzica românească în zilele noastre să fie măcar pe jumătate atât de frumoasă pe cât era la epoca respectivă. Domnule, știi cum e cu inspirația? Inspirația de valoare, asta ți-o dă Dumnezeu din când în când. Acum hai să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat-o, să nu-i cerem zilnic, că nu se poate. Mă bucur foarte ce mult. Ce faci, Cheo? Mă bucur foarte mult că sunt alături de voi aici, numai dragi prieteni. Foarte bine, mulțumesc mult. Mă bucur foarte mult că m-ai invitat, pentru că nu numai că eu sunt fan Mihai de mic, dar suntem și prieteni de o viață, cel puțin viața mea, pentru că mă știe de când eram copil. E un foarte drag prieten al părinților mei, care m-a rugat să te pup și să te îmbrățișez și să așa, la fel. Așteaptă să ne vedem cu toți împreună zilele viitoare. Deci mă bucur foarte mult să fiu alături de voi. Dă-mi voie să amintesc telespectatorilor că tatăl tău este Ion Mustaț, domnul Ion Mustață, realizator de emisiuni radio și TV din totdeauna. Eu am apucat să debutez în 1967 la o emisiune prezentată de tăticul tău. Așa este, ne-a povestit. Ne știm de mult și pe această cale dăm voie să-i fac cele mai sincere urări de sănătate, de viață lungă și ție și mamei tale. Mulțumesc din suflet. Cu plăcere. Mulțumesc. Și chiar o să cânt o piesă care nu este o piesă foarte nouă, dar acum câteva zile vorbeam la telefon cu Mihai și mi-a spus că îi place foarte mult acea piesă. Deci astăzi voi cânta special pentru tine piesa mea, Liber. Mulțumesc mult. Care mi-ai spus mie că îți place foarte mult și că a fost foarte potrivită. Să-ți spun și ție un secret, că am spus și Corinei și Ancuței, am spus un secret. Într-o zi, în mașină, unde, mă rog, merge radio, am auzit o piesă și o voce care mi-a plăcut extrem de mult. Mă refer din ceea ce se aude pe radio, în principiu, în momentul de față. O voce foarte specială, din punctul meu de vedere. Foarte sensibilă, din punctul meu de vedere. Piesa superbă, textul foarte frumos. Și o voce care parcă undeva așa semăna cu a mea pe vremuri cândva odată. Și nu mai țin minte dacă a fost prezentat acesta, a fost Cheo. După aia am aflat că acela este Cheo. De unde să-mi treacă mie prin cap că acel Cheo din mașină de la mine, da, Mihai, era spus de fapt Cosmin. Piesa asta, era Liber, de și fapt, zic, păi este Cheo. Era Cheo. De fapt Cosmin, Cosmin, ce băiatul lui Ion Mustață și a Bobiței, adică mămica lui, care sunt niște oameni extraordinari și niște prieteni nemaipomeniți. Nu mai discut de el, care este un tip de o sensibilitate. De o sensibilitate specială. Nu poate fi altfel, asemenea părinți. Și el este un tip de rasă și de clasă. Ăsta e cuvântul. Nu-i am fac roșit, o reclamă. Nu știu dacă se vede pe camera. Nu știu. Eu asta simt, mulțumesc asta spun. Eu n-am nevoie de bani, nici de mașini. Vreau să mă plâng, viața e un chin. Mie mi se pare grozav că viața e făcută din cubulețe de puzzle. Pentru că altfel cred că ar fi fost un pic monotonă. Nu crezi, Mihai? Corect. Și chiar dacă n-am vrea, viața tot așa este. Gândul știe mai bine, știe ce e cu mine. Cred în tine. În mine sau în Mihai? Și în tine și în Mihai. Cred în tine. Secret contra secret. Spune-mi cu ce te mai lauzi, Cheo, pentru că aici la emisiune fiecare trebuie să-și prezinte succesul.
În primul rând, o piesă nouă, un album nou care este acum în, chiar înregistrez în momentul de față. Voi reveni peste câteva zile sau săptămâni la voi cu o piesă nouă și vă voi invita pe 20 decembrie la sala Ervil Popescu. Este un spectacol pe care îl voi susține la pian. Se numește Pianomania. În această seară, adică. 20 decembrie. 20 decembrie și îl voi susține la pian. Se numește Pianomania, dar veți afla mai multe în curând. Sper să revin și atunci voi cânta și eu la pian, așa cum ai cântat tu la pian în acea, piesă. A fost foarte frumos. De altfel, să știi că mi-ar face plăcere să te invit în platou și să te pun la treabă. Gata. Nu te-am auzit de mult, n-ai fost de mult la noi și mi-e dor să te ascult cântând. Mă bucur să fiu aici. Am înțeles că ai niște colegi pe care de-abia aștept să invităm. Ioan și Mike. Poftiți, vă rog. Doamnelor și domnilor, Cheo! Foarte frumos cântec. Mi-ar face plăcere să mai stai, dar știu că timpul tău e limitat. Duminica ai concerte. Vă pup pe cele toți. Bune, mă bucur Mihai. Că ați venit cu tot dragul. Superbă piesă, superbe versuri. De-a lungul unei cariere atât de lungi, fiecare dintre noi a avut etape. Și mi se pare grozav că viața e făcută din
cubulețe de puzzle, din fragmente de puzzle, pentru că altfel cred că ar fi fost un pic monotonă, nu crezi, Mihai? Corect, și chiar dacă n-am vrea, viața tot așa este. De fiecare dată apar lucruri noi, lucruri speciale, lucruri diferite, lucruri care ne mai ridică, lucruri care ne mai coboară. Deci viața este foarte complexă, extrem de complexă. Mi-aduc aminte, pentru generația noastră și nu numai, de un trio care a făcut furori în anii 70-80, anume tu cu Marius Țeicu și cu Olimpia Panciu. Cred că a fost prima oară când Titus Munteanu, Dumnezeu să-l odihnească, a prevăzut că un grup de artiști foarte talentați reușesc să convingă și mai bine decât un singur solist publicul. Da, corect. Ce mi se pare mie foarte curios este că și azi, anume persoane cu care mă întâlnesc, mă întreabă ce mai face Marius, ce mai face Olimpia, și nu pot să uite sub nicio formă emisiunile de atunci cu acest trio. Și îmi pun și eu astăzi întrebarea, de fapt, ce a fost atât de fantastic la acel trio, că totuși oamenii îl păstrează în memorie și în amintire. E un lucru nemaipomenit, dar aș vrea să spun telespectatorilor, de fapt o știi foarte bine, noi stăteam de dimineață până seara în televiziune, filmam, munceam, mâncam acolo, ne bucuram, dar nu puneam niciodată întrebarea câți bani vom primi. Bine, noi știam că vom primi niște bani. Da, da, față de munca noastră era o chestiune așa. Știi ce mai aveam onorifică noi? Da, și noi eram fericiți pentru onoare. Știi ce mai aveam noi extraordinar? Un entuziasm fabulos pentru finalizarea unui produs artistic. Și cred că asta a rămas, da, și astăzi întipărită pe peliculă. Frumos, a rămas frumos. Dorința incredibil de a fi... că după atâta mari de ani, oamenii își aduc aminte de așa ceva. Așa este. Propun acum să vedem câteva fotografii. Iată-le. Mihai, Marius și Olimpia, într-unul din show-urile despre care vorbeam, într-adevăr, show-uri de excepție care făceau deliciu publicului. Voi ați fost și în turneu în această... Da, da, sigur că da, am făcut foarte multe turnee și, cum să spun, mergeau... Cu orchestră, nu? Normal. Cu orchestră. Păi, fără orchestră... Nu s-a cântat deloc, no, da, no, da, no, da. No. Uite, gândurile noastre de bine și amintirile astea frumoase, sunt convinsă că, ezoteric vorbind, circulă între prieteni la orice distanță, indiferent de timp. Așa încât, pentru bucuria de a schimba gânduri frumoase, eu te rog să ne cânți melodia Gândul. Oh, da, sigur. Oh, da. Cum să nu? Oh, da. Oh. Doamnelor și domnilor, Mihai Constantinescu. We'll be right back.
până la lacrimi alte ori te ridică la nori. Poți scuti spre infinit, păstrează orice ar fi, ea te face fericit. Iubirea poate fi o minune uneori, te poți întrista până la lacrimi alte ori te ridică la nori. Poți scuti spre infinit, păstrează orice ar fi, ea te face fericit. Poate fi o minune uneori. Asta e o piesă mai nouă, nu? Da. Uite, Anca a știut toate versurile. Simona nu mă mir că le-a știut, dar Anca le-a știut. Noi am petrecut atâtea serii împreună și avem atâtea concerte, eu știu cuvânt cu cuvânt toate cântecele vreau lui. Vreau să cânt una foarte, 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 foarte nouă, dar altă dată. Așa, oricum ai o admiratoare aici în public, care am înțeles că e admiratoarea ta din anii 70. Ați străbătut o viață împreună, așa, și o felicit că... E alături de tine, că a venit de la Ploiești. Da, și-a dorit din toată inima așa să stea în public și să vadă și acum cum se filmează. Bravo! Mihăiță, vreau să mergem acum la scări, pentru că vreau să invit alți doi prieteni de-ai tăi și de-ai mei, de-ai noștri. De-ai noștri. Hai să mergem la scări ca să-i întâmpinăm, așa ca două gazde care Bune. E vorba de o colegă de scenă și de un actor de comedie, oameni înzestrați cu talent și umor de care ne-a fost tare dor. Silvia Dumitrescu, care e prietena noastră veche, și un alt prieten al nostru pe care îl salut pentru prima oară în studioul emisiunii Opriți Timpul, Cristian Popescu. Poftiți, vă rog! Bună ziua! Opa! Ai, dă mine! Vă spun la amândoi, bine ați venit! Mă bucur bine din suflet! Găsit, Corina! Cristian, am bine să te rog să iei loc împreună cu Mihăiță și să mă lăsați cu Silvia să stăm noi două de vorbă puțin. Corina! Poftiți? Așa! Bine ai venit, Silvioara! Bine te-am găsit, Corina! Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Bravo! Sunt bucuroasă că sunt la voi în emisiune și sunt convinsă că piesele pe care le-am ales astăzi vor fi o surpriză și pentru telespectatori. Deocamdată eu te-aș ruga să te oprești la una dintre ele. La una dintre ele, cred în tine. În mine sau în Mihai? Și în tine și în Mihai. Ok, atunci te invit în mijloc. Mulțumesc! Și să... ne cânte Silvia Dumitrescu. Oh,
în tine dulce și senină fericire. Cred în tine, tu mi-ești în inima și în privire. Știu prea bine, o iubi, o lume lângă tine. Cer de stele, ai făcut din gândurile mele. Da, 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 da. Mulțumesc frumos. Vreau să o invit pe mulțumesc. Silvia să ia loc lângă noi și să o felicit pe domnișoara frumoasă de la Uno Dance. Da, Ancuța, sunt foarte emoționată pentru că noi amândouă știm că, din păcate, Adrian Enescu nu mai este printre noi și noi am colaborat și ne-am înțeles foarte bine cu Adrian, dar de acolo de sus cred că se bucură pentru acest moment. Da, și vreau să spun, Corina, că sunt atât de fericită de fiecare dată când vin aici și azi pentru prietenul meu drag, Mihai, și pentru fiecare ocazie pe care mi-ai oferit-o. Am trăit niște clipe extraordinare pentru că m-am întâlnit cu colegii mei cu care am împărțit o viață împreună și am... Avem niște amintiri atât de frumoase și îți mulțumim că ne dai ocazia să petrecem timp împreună. Cu mare drag, bucuria e a mea, să știi. Și să plecăm acasă cu sufletul plin de bucurie. Mulțumesc că și eu încă o dată. Eu vă las acum, nu înainte de a vă invita și eu la un concert de tango argentinian, foarte frumos. E un proiect nou. Ce cu frumos. Niște muzicieni formidabili. Este vorba de un spectacol pe 5 decembrie la Sala Radio, Piazzolla Just Tango. Așa ce că frumos. O să vă aștept ce frumos acolo. O fi acolo. Da, ce frumos, voi fi, da. Pe scenă sper să vă aduc muzică frumoasă și să vă bucurați, da. Așadar, mulțumesc. Îmi pare zi rău că te grăbești, continuare. Dar mă bucur că ai putut să treci mulțumesc, pe la noi. Mulțumesc, Mihai, mult de tot. Pa, numai bine. Și mulțumesc, Corina. Eu sunt ochioasa, mă recomand, și domnul este Cristache. Nici nu mă așezasem bine, stăm cu pușca sub soară, când odată, lângă mine, să ivești o căprioară. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. E oameni răi, invidioși. Auzenică, să vii să mă vezi la Teatrul Național în piesa Ploșnița. Acum nu că mă laud, dar fac un succes că rup sala în două.
mă bucur, ai grijă să nu mă plasezi în locul în care se rupe sala. Domnul este soțul meu din film. Eu sunt Ochioasa, mă recomand. Și domnul este Cristache. Am jucat împreună în filmul Cătun Fericit. Cătun Fericit, a cărui scenariu și muzică aparține lui Mitică Lupu, Dumitru Lupu, și regia Dumitru Cucu. V-am spus așa o poveste despre noi doi, că de-aia e foarte drăguță. Împreună. Oricum, tu ai apărut pentru că te-am invitat noi, te-a invitat Mihai și îmi face plăcere să te revăd, Cristian Popescu. Mă bucur că ești pentru prima oară la noi în emisiune și nu pentru ultima oară. Mă bucur mult că ai venit. Doamne ajută! Îmi pare bine și vă mulțumesc pentru invitație, mai ales lui Mihai, că m-a invitat. Așa. Că nu suntem prieteni decât de 33 de ani. E, ai văzut? Am făcut socoteala atât. Ai văzut? Doar atât? 33, da. Așa, Cristian, ce amintiri? În 83 am făcut împreună concerte. În 83 și la Sibiu a fost primul turneu care l-am făcut împreună, bineînțeles. Cu Mirabela. Așa, ce mai faci, Cristian? Nu te-am văzut de mult. Ce să fac, dragă Corina? Cu nepoțelul Alex, al meu, de 4 ani jumate, să lăcrămioara, fica mea. Dăm voie să arăt eu aici. În primul rând să o salut pe soția ta, Iolanda, care este o păpușă de fată. Și da, copilul lor, care e o foarte bună solistă de muzică ușoară, le-a dăruit un băiețel. Da. Asta este un CD al fetei tale. Da. Cu piesa lui Mihai Constantinescu, cu care Lăcrămioara a luat premiul 2 la festivalul de la Mamaia în 2002. Extraordinar. La interpretare. Da. Cu piesa lui, da. Asta e, bravo! Vreau să știi că Lăcrămioara I-am adus și lui Mihai din partea Lăcrămioarei un CD. Așa. Cu cele 3 piese pe care le-ai și îți mulțumesc foarte mult și acum că în anul 2002... Mersi că m-ai invitat. În anul 2002 ne-am întâlnit la Gala Laureaților și ne știam de atâta timp și zic așa într-o doară, zic, mă, Mihai, mă, cum scoți o piesă, scoți un șlagăr. Mă, nu vrei să-i dai și lui fii mea o piesă? Da, mă rog, asta e fotoliu. Noi avem câteva fotolii cu scârți. Nu, sunt fotoliile cu scârți. Sunt fotoliile. Nu vă emoționați. Fotoliu cu Dan Danaua. Da. Și, păi, vrei să mai mă așez o dată? Mai mă așez. Fotoliu are și el ceva de spus. Zică oamenii că... Poftim! La comedie de l'arte. Așa. Și în 2002 spune, nu-i dai mai și lui fii mea o piesă, dar nu ca să participe la Mamaia. Și nu peste mult timp, dă-te Mihai telefon și zice, băi, gata, am o piesă pentru fita. Vii și facem, o facem asta și se prezintă cu ea la Mamaia. A prezentat la Mamaia și uite că a scos iară un șlagăr, piesa e grozavă și am luat premiul 2. Extraordinar. Și primul, întâi, da. Cristian, tu ești un foarte bun actor și un excepțional imitator. Sunt convinsă că ne-ai pregătit pentru astăzi ceva în direcția asta. Dacă nu, te rog să te gândești repede. M-am gândit. Așa. Că știam că viu la tăierea capului. Așa. Nu la lăudatul capului, da. Nu la tăiere. Și m-am gândit să vă imit câțiva actori celebri ai teatrului românesc pe parcursul poeziei Masa de George Topârceanu. Din văzduh abia se ude țipăt jalnic de prigorii, cu ciubote mari și ude stau la masă vânătorii, toți cu pușca lângă geantă, gura liv și orășeni, pun o pată discordantă pe căpița de strujeni. Și e frig și toți îngheață, și din când în când nu strică începând de dimineață cât un strop de secărică. Într-o toamnă,
la un capăt de răzor, m-am oprit să scot tutunul. Când de jos de la picior, fără veste, văd că-mi sare un șoldan cât un vițel și stârnește în goana mare, alți vreo 7 după el. Trag cu ploaie în grămadă, fără să țintez deloc. Cine s-a aștepta să-mi cadă 4 iepuri dintr-un foc? Astea sunt invenții pure. Mie mi s-a întâmplat la o vană într-o pădure un mister adevărat. Nici nu mă așezasem bine, s-am cu pușca sub soară, când odată, lângă mine, se ivește o căprioară. Stă și ascultă, imobilă, eu atunci mă știți cum sunt, m-a cuprins un fel de milă, am oftat și am tras în vânt. Când văzut că umplutura trece fără să o atingă, ea și-a întins la pușcă gura și a început așa, 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 s-o lingă. Ia-o scolo, ce curaj, bă! Asta și-a întrecut părechea. Bruin, din preajmă trec și ele cu urechea. Un măciș de dușcă pe spune-n taină unui spin. Dumneata, ești mai aproape. Ia-l de mânecă puțin, domnule. Mulțumim frumos, Cristian Popescu. De mult nu l-a mai imitat nimeni pe regretatul Toma Caragiu și ceilalți. Demre Dulescu, da. Grigore Vasiliu Birlic. Pe Birlic. Și la început, maestru Radu Beligan. Exact. Excepțional. Și mai am una, dacă îmi dai voie scurtă. Te rog, sigur că da. Cu Jean Constantin și cu Bibanu. O să trăiești, maestre Jean, te-am văzut la tele în show. Ești mare, ce mai? L-a imitat și pe Celentano, dar ai grijă, menajează-ți vocea. Nu ți-o expune prea mult. Mai fă și tu așa o pauză de vreo 3, 4, 5, 6, 7, 8 ani. Ce să fac, mai strădem? Sunt polivalent? Am scris și poezie, versuri albe fără rimă? Ia uzi aici. Cărămida. Universul cărămizilor portocalii mă cheamă, aud în noapte o chemare, e un retus fâșietor al țiglei rănită de moarte. Cărămiți, cărămiți, asta e! Foarte, foarte bună, Jeane, foarte bună. Ți-au publicat-o? Nu, a băgat motive că e ruptă de viață. E oameni răi, invidioși. Eugenică, să vii să mă vezi la Teatru Național în piesa Ploșnița. Acum nu că mă laud, dar fac un succes că rup sala în două. Mă bucur, ai grijă să nu mă plasezi în locul în care se rupe sala. Băi, Jeane, eu când beau cafea nu pot să dorm. La mine invers, când dorm nu pot să beau cafea. Azi am făcut o economie de 2 lei. Am alergat după un trolebus 5 stații. Păi mai bine alergai după un taxi, că făceai economie de 50. Excelent. Vreau acum să-l rog pe Mihai, pentru că știu că are un duet cu Simona Secrier, să ne cânte ceva. Da, o să vă cântăm o piesă, zic eu, foarte interesantă. E bine de urmărit textul. Opa! Da. Cred că este... Eu am scris-o cu mulți ani în urmă. Vreau să spun și unde. Stăteam în mașină, afară ploua și eram în fața unui deal. La țară. Și nici astăzi nu pot să-mi dau seama de ce am scris un asemenea text și cine m-a inspirat să scriu o asemenea poveste. Se intitulează Vin... extraterestri. Eu știu, și astăzi stă și se uită în fiecare seară la televizor cum prind o emisiune despre... Deci eu vreau să aud piesa după care putem vorbi despre subiect. Da, comentăm, subiect. Comentăm. Mihai Constantinescu și Simona Secrier. Yeah.
cei mai mari maestri din galaxia mea. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Lor, că cei avuți vor împărți averea tuturor. Legile din univers vor fi și pe pământ. Cine nu le va respecta va fi țărână vânt. Nimeni nu va mai fi supusul unui oarecare, ce peste noapte a devenit nemuritor și tare. Va fi lumină pentru tot și bine în toate cele. Veniți copii, bunici, nepoți să ne rugăm la stele. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Extra, vin extraterestri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Mulțumim mult! Deci ați văzut extraterestri. Asta e concluzia. Nu i-a obligat nimeni să se ridice în picioare. Chiar v-a plăcut? Da! Da, și lui Mihai îi plac. Noi avem aici un public extraordinar, dar eu stăteam și mă gândeam de unde și până unde ai atins subiectul ăsta. Nu știu. Uite, nu știu nici eu în momentul ăla, dar recunosc, chiar recunosc, sunt convins că undeva dincolo de viața de pe pământ există viață și în alte zone ale universului și există și alte planete care probabil găzduiesc viață, o altă formă de viață, nu neapărat similară cu a noastră. Deci sunt convins că există oameni care au o tehnologie mult superioară nouă și care poate din când în când ne mai fac câte o vizită. Vrei să spun ce cred eu cu adevărat? Te rog frumos. Eu urmăresc fenomenul ăsta de când aveam 20 de ani. Mai întâi prin cărțile pe care le cumpăram de la librărie. Noi am avut un mare expert care s-a numit Victor Kernbach, da. Care era ziarist. Am citit tot. Ai citit despre tot. El. Lumi galactice. Am acasă cartea de 46 de ani, o țin cu iată, nu o dau împrumut, nici măcar contrabuletin de identitate.
Și e un subiect care mă fascinează. Sigur că sunt și foarte multe discuții inutile pe YouTube și așa mai departe. Dar s-ar putea ca tu să fi văzut un echipaj care să te fi ajutat să uiți că l-ai văzut și a rămas undeva într-o memorie ascunsă. Posibil. Acest fapt. Mie nu vine să cred. Eu cunosc oameni care au văzut OZN-uri. Da. Și care n-ar recunoaște. Eu n-am văzut. Vai ce m-aș fi lăudat! N-am văzut niciodată, dar cunosc trei persoane care au văzut. Două persoane, un OZN în formă de țigară de foi și două în formă de farfurie, cu sau fără dom. Da. Și nu mă îndoiesc că există alte civilizații cu care locuiesc și pe planetă. Dar, și așa mai interesant. Pe mine mă uimește faptul că mi-au ieșit vorbele astea. Înseamnă că e văzut și că ai fost ajutat pentru început să uiți. De altfel, una din persoanele care a văzut un OZN în formă de țigară de foi mi-a spus că și-a adus aminte de acest episod după aproape 30 de ani. Deci au fost ajutat să uite, așa, după care din subconștient a revenit și la suprafață. Și mi s-a părut foarte interesant. Acum spun, fără să vreau, nu mi-a venit niciodată să cred aceasta că voi face o asemenea comparație, vin extratereștri, cei mai mari maestri din galaxia mea. Sigur că da, sigur. Silviu, ara, tu n-ai spus niciun cuvânt, fetița. Stai cu minte, parcă nu te recunosc. Îmi place să ascult. Da, parcă nu te recunosc, ești tare cu mințică. Ce mai faci? Mulțumesc că mă lauzi, că de obicei sunt cam neastâmpărată. Eu fac bine, am avut spectacole. La unul din spectacole la Craiova mi-am scrântit puțin glezna. Aleu. Dar acum sunt bine. Fac imprimări, voi lansa un CD de colinde împreună cu Virgil Popescu. Ce bine îmi pare. Cu copiii de la Andantino și Melorit. Sunt foarte bucuroasă. E primul meu disc de colinde și mă mândresc cu lucrurile acestea. Și bineînțeles, la momentul potrivit vă voi invita la lansare. Iată o veste bună. Eu nu am decât un colind sau două la toată cariera mea. Tu ai? O grămadă. O grămadă. Nu vreau să scriu un colind? Ba da. Promisiune făcută. Uite cum se leagă lucrurile. Vorbim. Eu propun să trecem la următoarea invitată, cu efervescența și tonusul cu care e înzestrată. Următoarea invitată ne face să credem chiar că trăim într-o lume minunată, după cum sună o piesă cunoscută din repertoriul lui Mihai. Doamnelor și domnilor, hai la scări. Hai la scări, să o întâmpinăm. Pentru că este o scumpă și adorată a noastră. Este o minune. O minune. Așa. Doamnelor și domnilor, împreună o prezentăm pe Mioara Velicu. Bine ai venit, scumpa mea. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ai revenit la Corina, noi. Corina, de câte ori vin la emisiunea ta, se oprește timpul în loc și eu întineresc. Nu e așa, mai ales când sunt aproape de invitații foarte dragi sufletului meu. Trizele mă gătesc și în oglindă mă privesc, la joc acum pornesc, mai tere, 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 dam. Ne alintăm cu pisii și cu miau, miau și cu... de ce nu? Inim hoinare, inim trăitătoare, întotdeauna târcoale mereu. Nici n-am să prezint piesa pentru că o știe toată lumea. Dați televizoarele mai tare ca să puteți cânta împreună cu Mihai. Sus în deal e o casă și acolo-i mândra mea. Probabil că sus în deal rămâne o casă, dar aici jos în platou e Mihai Constantinescu. Mioara, povestește-mi ce prietenie te leagă de Mihai. Mihai este unul din soliștii din generația de aur care totdeauna a adus cântece frumoase pe care le-a învățat de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Și îți mulțumim din suflet pentru toate cântecele frumoase și pentru seriozitatea și disciplina ta, pentru că am avut mulți de învățat ceea ce tu ai făcut o viață întreagă. Îți mulțumesc foarte mult. Nu eram pregătit să aud asemenea vorbe minunate din partea ta, sincer. Și eu să știi că te iubesc foarte tare. Asta a fost și motivul pentru care mi-am dorit din toată inima să vii la această emisiune. Și vreau să vă mai spun, dacă Mioara îmi permite,
Noi cred că acum 3 ani sau 4 ani am fost împreună într-o excursie undeva în Spania, în Costa del Sol, și țin minte că Mioara nu prea mergea prin diverse excursii care se făceau și noi mai mult rămâneam pe plaje. Și țin minte, la un moment dat era chiar 6 octombrie și îi spuneam Mioarei: dom'le, unde or fi ceilalți? Cât de fericiți suntem noi pe 6 octombrie că stăm la țărmul mării și ne bucurăm de soare și de vreme minunată. Iar ca să conchid, de fapt, ce vreau să spun, este o prietenă și un om de o calitate ieșită din comun. V-aș dori din toată inima să aveți șansă ca la drum sau oriunde ați merge să aveți parte de un om, de un suflet și de o minunăție de splendoare, nici nu știu ce să spun mai mult, precum Mioara Velicu, sincer. Într-adevăr, ăsta e un cadou, să poți călători cu oameni minunați. Eu, ca să-i răspund, mulțumesc din suflet și, cum spune moldoveanu, no comment. Oricum, o să ne faci o dedicație muzicală, nu mă îndoiesc. Vreau să te felicit pentru costum, iar ea este superbă. Dacă mi-ai spune unde o pui după ce o scoți, eu ți-aș fura-o și dacă nu o găsești, mai întâi întreabă-mă pe mine. Iar spun no comment. Dar eu o țin la loc de cinste pentru că e toată splendidă, făcută din mărgele. Din mărgele, da. Și mai am ei frumoase. Din ce zonă e asta? Din zona Sucevei. Asta e. Eu fiind, făcând parte din Moldova de Sud, zona Galațului, e mai săracă în costume. Dar am căutat tot timpul să prezint costumul așa din toată zona Moldovei și m-am luat după modelul meu și după solista mea de suflet, Sofia Vicoveanca, pentru că are așa costume extraordinar de frumoase și pe fiecare știe să le poarte așa cum trebuie. Extraordinar. Îmi face mare plăcere să te invit să ne cânți ceva. Cu plăcere. Și n-ai spus de la început, asta îmi place și eu. Așa! Mioara Velicu! La joca cu cornez, metere, dere, 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 da. De trei zile mă gătesc și-n oglindă mă privesc. La joca cu cornez, metere, dere, 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 da. Căpi toate liuștiu ghine, dar nu toate-s pentru mine. Jocul știu când prind ghine, dere, 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 da. Ca asta se-o și știu juca și pe alții am bața și paralinul l-ai lua, dere, 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 da. Acum am vârt și cu lăutari cânt și după flăcăi mă uim, mai tere, 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 da. Acușă, d-acum am vârt și cu lăutari cânt și după flăcăi mă uim, mai tere, 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 da. Dar și ei mă cat în joc și lângă mine își fac loc să mă prindă din mijloc, tere, 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 da. Ca așa eu nu prea am stare și de asta am catare, ca fasole am fost o mare, tere, 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 da. Și-o mai videte, sunteți pisa mamete, jucați cum eu o-i vreme, tere, 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 da. Stați flăcăi și-o mai videte, sunteți pisa mamete, jucați cum eu o-i vreme, tere, 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 da. Ca așa ghinini la joc, ca și-o banului în cojoc și la babă lângă foc, tere, 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 da. Că la joc așa mă tragă, ca și baba la colac și moșneagul la toiagă, tere, 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 da. Lăutari ori mai județ, răsufli tare ar vre, dar nu pot din gura mea, măi tere, 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 da. Lăutari ori mai județ, răsufli tare ar vre, dar nu pot din gura mea, măi tere, 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 da. Să-i scrip care nu ti da, că nici eu nu m-ai lăsa, cât flăcăii m-or juca, tare, tere, 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 da. Să-i scrip care toți și știi și din loc nu ti opri, că nici eu nu-i hodini, tere, 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 da.
Mulțumesc frumos, Miara Velicu, poftim. Mulțumesc, You Know Dance. Mulțumesc frumos. Mihai este mare iubitor de animale, a avut desigur și el, ca și mine, ca mulți dintre noi, căței, pisici, și a făcut călărie de calitate. Vreau să te întreb de performanță. Da. Mai călărești? Am fost campion. Am fost campion. Da, am fost campion cu un cal care la un moment dat urma să fie dat la reformă, cum se spune, adică a zvârlit din cai care mai fac performanță, deci obstacole. Eu am reușit să câștig cu el un campionat de toamnă, eram atunci la Clubul Steaua și cu foarte multă dragoste, cu enormă prietenie, cu buzunare întregi, cu zahăr și cu morcov, am reușit să ne împrietenim, am reușit să-l țesal singur, pentru că el se gâdila foarte tare sub burtă și mânca bătaie pe treaba asta. De la cine? De la ăsta și care la vremea aia aveau grijă de cai. Pentru că el zvârlea. Înțelegi? Și toată lumea se speria și atunci îi dădeau cât un picioruș și în burtă, da? Dar urât. Mie, pe mine chestia asta m-a speriat. Nu, am trecut. Iar eu am venit cu un copil, cu blândețe, cu dragoste și cu bunătate și am reușit să mă împrietenesc cu el, să-l fac să nu mai fie atât de încăpățânat, pentru că era foarte încăpățânat probabil și speriat, dar și încăpățânat prin structura lui. Și am reușit să câștigăm un campionat, deci se numea semi-mijlocie, înălțimea obstacolului 1,30 m, lărgimea oxărului era 4 metri, riviera cu apă, nu, riviera cu apă era 4 metri și 10 sau 20, dacă mai mi-aduc bine aminte, și am reușit să facem un parcurs extraordinar. Eu l-am întors din scurt, tocmai ca să câștigăm timp, și atunci el, săracu, a șchiopat de două picioare, în diagonală, față-spate, după care chiar nu s-a mai putut, n-au mai vrut nimic de la el și l-au dat la reformă, cum se spune, adică la căruță. Dar atât pot să spun, când intram în graj, la capul grajului și îl strigam, ridica capul, urechiuțele și făcea... Zicam, sunt aici, sunt aici. Da, extraordinar. Nu se poate... Am avut o legătură cu acest animal nemaipomenită și pot să spun cu toată certitudinea și fermitatea că animalele înțeleg foarte mult vocea cu care îi te adresezi, modul în care te comporți cu ei, cu ei și cu ele, da? Pisicuțe, căței, cai, da? Și dacă ești bun și blând, ei știu să recompenseze această bunătate și blândețe. Sunt fenomenali. Eu vreau să te întreb, scuză-mă că te întrerup, dacă te mai călărești și astăzi, pentru că sunt cluburi ecveste, de exemplu, tenorul Miriță este implicat foarte tare, Monica Angel s-a apucat de călărie. Foarte frumos, foarte bine. Nu știu, dacă merg și în cale cu un cal, e ca și cum... m-am încălecat dintotdeauna. Da. Mă simt la fel. Adică nu, eu n-am... Așa ceva nu se uită. Nu se uită. Iată o pasiune pe chiar care eu nu am, dar dacă aș avea curaj să mă apropie de un cal, probabil mi-ar place. Sunt foarte blând, să știi. Chiar nu fac nimic. Sunt convinsă. Nu fac nimic. Apropo de animăluțe, vreau să reîntregesc și eu cumva portretul lui Mihai. Mie îmi place la Mihai sinceritatea lui debordantă, îmi place dragostea pentru animale și îmi place că este la fel de copilăros și de văzduh ca mine. Și asta spun că ne-am întâlnit în multe spectacole pentru copii și suntem foarte aproape de copii și copiii ne îndrăgesc foarte mult că ne simt sufletul nostru copilăros, dar cel mai mult îmi place când ne întâlnim și când ne alintăm cu pisii și cu miau, miau. Păi și cu... de ce nu? Ce e urât în asta? E chiar foarte frumos. Am râs într-o vară cu Silvia să murim. Veneau niște nori îngrozitori de negri dinspre mare și noi stăteam în fața unei terase. Și am zis, dacă vântul ăsta se umflă în acoperișul ăsta, ne termină pe amândoi, inclusiv pe toată lumea. Ne imaginam cum suntem în vârtejul ăla cu tot cu mese, scaune și farfuriile de pe masă. Da. Ca să nu râdem până la lacrimi, eu zic să ne mai cânți o piesă. Da. Dacă
Cum să nu, cu mare plăcere, cum să nu. E o piesă care se numește Inim Hoinare, aparține lui Virgil Popescu. Și abia aștept să o cânt, pentru că face parte de pe noul disc Fiorul Iubirii. Este o piesă veselă și dinamică, așa cum sunt și eu. Te ascultăm, Silvia Dumitrescu. Mulțumesc foarte mult, Silvioara. Mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Mă bucur din suflet că ne-am putut aduna astăzi. Ne-am mai adunat acum vreun an și am râs și am glumit și mă bucur că suntem din nou împreună. Și a fost foarte frumos. Și a fost foarte frumos și o să mai fie. Doamnelor și domnilor, Mihai Constantinescu e un compozitor prolific, e un băiat talentat, e un prieten bun, e un băiat simpatic.
dar are o problemă pentru care trebuie să-l critic. Nu vrea să-și cânte piesele vechi, pe care lumea le știe și le vrea. Ba vreau, dar nu numai alea. Am atâtea piese noi frumoase. Da, dar vezi că și pe mine lumea mă cheamă și vrea să audă Mama doar Mama, Strada Speranței, Opriți timpul. Sunt piese frumoase. Bun, așa că astăzi eu îți mulțumesc că mi-ai făcut concesia de a ne cânta unul din șlagerele tale nemuritoare, deja consacrat, și am să te rog frumos să poftești în mijlocul platoului să mi-l cânti. Pisicuța, pis, pis, pis. Așa. Nici n-am să prezint piesa pentru că o știe toată lumea. Dați televizoarele mai tare ca să puteți cânta împreună cu Mihai. Mulțumesc frumos, You Know Dance. Probabil că sus în deal rămâne o casă, dar aici jos în platou e Mihai Constantinescu. Mulțumesc mult, Corina. Te rog să rămâi lângă mine o clipă, pentru că iată, tu ne-ai oferit astăzi o altă ediție de colecție emisiunii Opriți timpul. Și eu, numele echipei și a colegilor din platou, vreau să-ți mulțumesc
și să-ți mulțumim în mod concret. Eu sunt o fată practică, eu dacă zic mersi, zic mersi cu ceva un cadoiaș. Ceva mobilă? Da, exact. În primul rând avem pentru tine acest balansoar de la Mobila Dalin, prietenii noștri de ani și ani de zile, de la Reghin. Vrei să-l încerci? Da. Singurul lucru pe care nu-l dau e funda. Păi, nu, așa? Fundița o dăm la o parte ca fundița să nu mototolim. O ținem deocamdată. Așa e. E bine să pui și frână din cât, cât. Așa. E foarte drăguț, mulțumesc din toată și inima. Și e comod, așa e. Super, super. E o piesă excepțională de mobilier, da. Sper da. Să ai unde să o pui, vină cu amihăiță. Da. Mai avem un tort minunat. Un tort din partea cofetăriei Tip Top. Așa. Una, mulțumesc mult de tot. Deocamdată el a rămâi lângă noi și du-l la umbră. Am vrut să îl arătăm la cadru și să-i mulțumim firmei Tip Top pentru el, să îl consum cu plăcere. Mulțumesc mult și nu eu vreau... Nu știu dacă Simona mănâncă dulciuri, da. Nu știu dacă mănâncă, așa, te rog. Vreau și eu să spun câteva cuvinte. Te rog din suflet. În primul rând, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că am fost invitat la această ediție de colecție. Mulțumesc foarte mult producătoarei tale, ție, întregii echipe și, sincer, pentru mine a fost... O mare sper emoție. Că te-ai simțit bine. M-am simțit noi. Extraordinar. Lumea am te-a avut iubit, și momente de foarte mare emoție, recunosc. Sunt un tip emotiv, am rămas în continuare emotiv și sunt groaznic de sensibil la anumite lucruri. Uite, de exemplu, când vorbeam cu tine despre ce frumos a fost atunci când tu ai fost și te-ai reprezentat cu Am visat odată, exact. Realmente mi-a venit să plâng. Sigur. Asta e, ce să fac? Încep să semn de cu tata. Suntem artiști, ca să fim sensibili. Da, și el plângea la fel cum îmi vine și mie să plâng. Vă mulțumesc exact. Mult de tot pentru faptul că eu sunt aici, dumneavoastră sunteți aici. Și sperăm să fie și tu o ediție de colecție de excepție. Așa este. Bună. Foarte bună. Și mulțumesc frumos. Tuturor colegilor care au venit și au fost alături de mine. Domnilor și domnilor, eu vreau să invit pe toți colegii mei să poftească aici lângă noi, ca să ne luăm împreună rămas bun de la dumneavoastră, să vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această duminică și să vă dăm întâlnire pe duminica viitoare la ora 13. Doamne ajută, pe curând! La revedere! Excelente.